Frații mei, iubiți din Biserica Domnului Speranța, bine v-am găsit în seara asta. Vă salut cu drag în numele Domnului și al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cea mai cunoscută pildă de către noi credincioși și din Noul Testament, cred că se găsește la Luca 15. Capitolul 15 din Luca este capitolul pierderilor și înainte de a vă citi pilda din seara aceasta, vreau să vă introduc puțin în capitolul acesta. Știți că un om pierde o oaie din 100, faceți un calcul matematic, cât la sută a însemnat pierderea respectivă? 1%, nu? O femeie, o doamnă, pierde un leu din 10. Cam cât la sută înseamnă pierderea aceasta? 10%. Și un tată are 2 fii, 2 băieți. Știți pe câți dintre ei pierde? Dacă vom citi cu atenție, vedeți, noi vorbim doar de fiul risipitor. Dar știți că și cel care a rămas în casă tot pierdut a fost? Tatăl ăsta are 2 băieți, 2 fii și amândoi se pierd. Unul se pierde în afara casei tatălui și celălalt duce un așa fel de trai încât se pierde înăuntru. În seara aceasta nu vom vorbi despre cel mai mare dintre fii și despre cel mai mic din cunoscuta pildă a fiului pierdut sau dacă vreți a fiului risipitor. Deschidem Scripturile la pagina 1010, Luca 15, vom citi începând cu versetul 11. Luca 15, începând cu versetul 11. El a mai zis, adică sunt cuvintele Mântuitorului a Domnului Iisus Hristos, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Doamne ajută-ne, zic și eu în această seară, să începem să ne veselim. Dar veselia să fie una corectă și bună. Doamne ajută-ne! Vreau să mă rog înainte de a proclama cuvântul Evangheliei. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumesc pentru seara aceasta de 6 august 2023. Recunoaștem că datorită bunătății și măreției tale
Ne aflăm în casa ta de rugăciune, în Biserica Speranța din Timișoara și zicem, lăudat să fie numele tău. Mulțumim că ne-ai mai dat o zi de viață. Mulțumim că ai pus în noi dragoste și dăruire de a alerga la casa ta de rugăciune. Mulțumim că în această seară ne-ai conectat cu tine prin cântările de laudă, prin îndemnul care a fost, Doamne Dumnezeule, ești Cel care a început să ne vorbesc, să ne cercetezi și acum stăm în fața cuvântului Evangheliei. Cuvântul Tău este dătător de speranță, cuvântul Tău este viu și lucrător, cuvântul Tău ne poate impacta viața, cuvântul Tău poate lucra transformarea acolo unde este nevoie. Te rugăm, lasă harul acesta, Doamne, peste Evanghelia care va fi propovăduită în această seară și fie al Tău cuvânt să aducă zidire, să aducă noire, să aducă nădejde, să lucreze acolo unde este nevoie. Doamne, Tu ești Cel ce știi să vorbești pe limba poporului. Noi oamenii suntem așa de limitați. Suntem oameni cu scăzăminte și cu slăbiciuni, dar Tu ne poți da o ungere proaspătă. Tu ne poți călăuzi prin Duhul Tău și poți lăsa pentru biserica din loc un cuvânt care să vină de la Tine de sus. Vrem, Doamne, să ne veselim și noi, așa cum se încheia pasajul din această seară, și veselia și bucuria noastră să fie în Tine și să fie una de plină. Doamne, îți mulțumim că vei lucra în această seară între noi și îți mulțumim pentru Duhul Tău care va continua să cerceteze adunarea și să dea inspirație și lumină. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seara aceasta de 6 august 2023, am să vă predic despre cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unuia care umblă pe calea lui Dumnezeu. Tragedia depărtării de Dumnezeu. Au fost oameni care cândva au umblat cu Dumnezeu și, din păcate, astăzi nu mai umblă. Cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unui credincios este aceasta, să se îndepărteze de Dumnezeu. Mă gândeam dacă dintr-o familie se pierde un tânăr, în familia aceea rămâne durere și este o adevărată tragedie. Dar ascultă-mă, te rog, în această seară, dacă acel tânăr ajunge să-L piardă pe Dumnezeu, tragedia aceasta este și mai mare. Și durerea este și mai profundă. Mă gândeam dacă cineva la un moment dat stă în fața unui examen important al vieții și persoana respectivă, indiferent cum o cheamă, indiferent de vârstă, pierde examenul acela, e o durere, e o tragedie. Însă dacă acea persoană ajunge să piardă nu un examen pământesc, ci să piardă examenul relației dintre persoana respectivă și Dumnezeu, tragedia e mult mai mare. Dacă un băiat vorbește cu o fată în vederea căsătoriei sau fata cu băiatul și sunt prieteni și pare că totul e roz și deja visează la nuntă și la un moment dat se întâmplă, știu eu, o situație neprevăzută și nedorită și se rupe relația aceea, oameni buni, frații mei, o tragedie. Însă mai mare tragedie e ca unul din cei doi sau chiar cei doi să rupă relația dintre ei și Dumnezeu. Cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unui creștin e să ajungă ca într-o bună zi să se îndepărteze de Creatorul, de Dumnezeu. Și în seara aceasta despre subiectul acesta vom vorbi. Predica din seara aceasta are titlul Tragedia depărtării de Dumnezeu. A trebuit să facem în această seară și îmi cer permisiunea să mă îngăduiți
puțină hermeneutică. Hermeneutica este știința studierii Sfintelor Scripturi sau, dacă vreți, arta înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în seara aceasta de 6 august 2023 va trebui să ne punem în papucii evreului de odinioară din secolul I, a evreului care a auzit pentru prima dată cuvintele acestea. Altfel nu vom putea înțelege cadrul istoric și social a vremii respective și nu vom putea avea o înțelegere concretă a mesajului pildei din această seară. Și haideți să începem cu începutul. Iată cum începe pilda noastră. Versetul 11. Un om avea 4 fii. Cât am zis? 4? Intenționat am zis 4. Un om avea 2 fii. Cel mai tânăr dintre ei, auziți ce îi spune tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Știți cum aș traduce eu pe românește asta în această seară? Tupeu cras. Un curaj dus la extrem. Și tatăl, în loc să zică: mă, ce m-a umilit băiatul ăsta al meu, ce obraznic e, auziți ce face. Și tatăl, la plural, le-a împărțit averea. Acest verset în contextul zilelor noastre de astăzi nu ne surprinde cu nimic. Aproape că nu pare nimic ieșit din comun în el, ceva care să ne atragă atenția, să zicem că e ceva, cum se spune contemporan, wow! Nu, nici vorbă. În schimb, în vremurile de atunci, versetul acesta, mesajul din versetul acesta stârnea cu adevărat un șoc emoțional, fiindcă rar erau auzite astfel de afirmații. Unul dintre experții evrei în hermeneutica Noului Testament spunea el la un moment dat că afirmații de genul acesta se făceau foarte rar și nu se împărțea averea de către un tată care era încă în viață, decât după moartea tatălui se împărțea moștenirea. Rare ori se întâmpla, spunea acest evreu pe nume Kenneth Bailey, ca pe patul de moarte tatăl să-și împartă moștenirea fiilor. Și chiar dacă o împărțea pe patul de moarte, moștenirea putea fi folosită abia după decesul tatălui. Așa că ceea ce face acest tânăr, spune acest expert în ermeneutica Noului Testament, este o brăznicie ieșită din comun. E ca și cum el i-ar fi spus tatălui său: tată, n-ai murit mai devreme ca să intru în posesia moștenirii? Apropo, știți că societatea vremii de atunci era una patriarhală? Nu era ca astăzi una democratică? Iar un tată în vremea de atunci avea o poziție mult mai privilegiată ca și astăzi. Un tată putea să ia măsuri, chiar unele dintre ele foarte drastice. Astăzi societatea este altfel, mult diferită. Și totuși, cu toate că avea o altă autoritate, un tată în vremea de atunci, interesant, tatăl din pilda noastră ne surprinde, într-un mod am zice ieșit din comun. El nu ia nicio măsură, nu condamnă afirmațiile fiului său, ba dimpotrivă ia o decizie, am zice noi, ieșită din comun. Știți ce face? Își ascultă fiul, fără niciun fel de reproș. Și ba mai mult, îi dă averea și fiului mai mic și fiului mai mare. Și face asta într-un moment neașteptat. Un gest impresionant, ceva paradoxal, ceva uimitor.
Oameni buni, Tatăl din pilda noastră este reprezentarea ideală și concretă a Tatălui nostru ceresc. La fel ca acest Tată din pilda din această seară, Dumnezeul nostru care ne-a creat, Tatăl nostru din cer, ne iubește nespus de mult, ne iubește necondiționat, ne iubește peste așteptări. Un Dumnezeu care are răbdare cu noi, un Dumnezeu care oferă a doua șansă, un Dumnezeu care are har pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Un Dumnezeu care ne dă chiar și libertatea de a ne alege destinul. El nu ne obligă. El ne-a zis, îți pun în față viața și moartea, binele și... Dar tu alegi, dacă e la stânga, la dreapta, te duci înapoi, te duci în față, urci în sus sau te cobori, mergi în jos. Dragostea Lui oferă libertate persoanei iubite, nu este o dragoste posesivă, observați vă rog, această dragoste oferă totul acestui băiat, el primește totul, surprinzător, chiar și permisiunea de a-și părăsi tatăl, de a-l abandona, de a se depărta de tatăl lui. Până la urmă și face lucrul acesta, asta și decide acest băiat. Să-și părăsească tatăl, să plece departe de el. Apoi să știți, această dragoste a tatălui nu este una bazată pe vorbe, pe afirmații doar, ci este o dragoste care acționează, una care se dăruiește, o dragoste care împarte în ciuda atitudinii fiului său. Pilda din această seară este ilustrarea perfectă a dragostei lui Dumnezeu față de noi, copiii Lui, dar în același timp, pilda din această seară ilustrează și depărtarea acestui fiu de Tatăl, adică spiritual vorbind de Dumnezeu. Am auzit multe predici din pilda aceasta și unii s-au focalizat doar pe depărtarea fiului de tată, alții doar pe dragostea ce a oferit-o acest tată fiului său. Oameni buni, frații mei, ca să fim corecți cu textul din seara aceasta, trebuie să le punem toate împreună și să predicăm tot adevărul textului din seara aceasta. Observați cum continuă pilda, versetul 13. Nu după multe zile, băiatul ăsta a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. Un tânăr care a vrut o viață independentă, a vrut libertate deplină, a vrut să facă ce vrea. Știți vorba aceea mai de demult, mă, numai odată ești tânăr. Cum ar fi să te simți și tu bine, să trăiești după cum gândești și să gândești liber, să nu ții cont de niciun fel de restricții, de niciun fel de reguli. Domnule, ești tânăr odată și numai odată ești tânăr, simte-te bine. Trăiește-ți viața la max. Ăsta au vrut o viață din asta independentă, să nu depindă de nimeni, să-și ia viața în propriile mâini, acum avea și bani, banii să știți că aveau și atunci putere, nu doar acum, și a plecat. Și auziți, unde s-a dus? Într-o țară îndepărtată. Pentru evrei de atunci, vreau să știți, expresia țară îndepărtată se referea la o țară dintre neamuri, adică dintre păgâni. Și noi știm că ei n-aveau o atitudine bună față de neamuri. Și știți de ce? Neamurile creșteau animale de care? Necurate. Creșteau porci. Știți ce era pentru un evreu? Un astfel de animal? Simbolul? Simbolul necurăției. Astfel că ei, păgânii, erau priviți ca niște necurați, oameni de o calitate inferioară. Aduceți-vă aminte, când un evreu pășea într-o astfel de țară și se întorcea înapoi în țara lui, primul lucru care trebuia să-l facă, să șteargă bine praful de pe picioare și să se împăieze din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Că altfel era socotit un necurat. Și acest tânăr, auziți, ajunge într-o țară îndepărtată.
O țară dintre păgâni, o țară necurată, devenind el însuși necurat. Și acum să știți, căderea lui n-a fost una din asta așa instant, cum se mănâncă astăzi. Domnule, n-am timp, o viață aglomerată, oamenii tot pe fugă, comandăm ceva așa, instant. Nu, căderea acestui tânăr din pilda noastră a fost una progresivă, una treptată. Ea urmează câțiva pași și auziți, versetul 13, zice, și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălat. Știți că acest tânăr se făcea de trei ori vinovat? În primul rând, se făcea vinovat pe plan familial. Prin obrăznicia lui crasă față de tatăl, se făcea vinovat în primul rând pe plan familial. În al doilea rând se făcea vinovat pe plan social. Încălcase regulile vremii respective. Averea se primea după moartea tatălui, nu înainte de aceasta. Și chiar dacă se primea înainte, nu puteai să o folosești în timpul existenței tatălui. Și apoi se făcea vinovat pe plan divin, spiritual. A ales o viață destrăbălată. Trăiască în desfrâu. A dat libertate sentimentelor lui, gândirii lui. Doamne, simte-te bine. Și a dus o astfel de viață, care era o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Și au zis cum continuă pilda, următorul verset, versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Știi că acesta este scopul diavolului. Diavolul la început tuturor oamenilor le promite, știți, cât la sută? Cât? Diavolul promite tuturor oamenilor totul. Și știi ce face diavolul cu un om care se lasă înșelat și zice, mă, poți să ai totul. La final, diavolul care îți promite totul, îți ia totul. Și rămâi fără nimic. La început s-o promis totul că va fi bine, iar la final îți ia totul. Diavolul, să știi, e foarte șiret, e foarte diplomat. E șmecher. Las că o să fie grozav. Așa s-a dus cu șiretlic și la mama noastră Eva. Nu-i chiar așa cum a zis Dumnezeu. Dumnezeu nu v-a zis totul. Știți, sunt unii care zic, Doamne, numai o virgulă s-o pui acolo unde nu trebuie, că schimb sensul ecuației. Și diavolul e foarte priceput. Apropo, Iosif Flavius spunea, istoricul nostru din secolul I după Hristos, că în timpuri de foamete, inflația creștea foarte mult în acele vremuri, iar munca era foarte puțină și era extrem de prețioasă. Și auziți, tânărul nostru, rămas fără resurse, fără bani, cu visele spulberate, cu buzunarele goale, cu inima la fel de goală, pe care l-au abandonat și prietenii acum, că cât au avut, au avut prieteni pe lângă el. Când nu mai ai, dispare imediat și prietenii. A ajuns atât de disperat, încât ne spune versetul 15, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Aici avem verbul din greacă colao, verbul s-a lipit, care arată disperarea profundă a acestui tânăr. Situația lui a ajuns atât de ridicolă, atât de critică, încât a te lipit de un păgân în vremea aceea, pentru un evreu, era cel mai jos stadiu de umilință posibilă. Amintiți-vă, cum erau priviți vameșii de evrei? Oamenii care colectau taxe pentru Imperiul Roman. Vă aduceți aminte cum erau priviți?
Și culmea, revin la pilda noastră, căderea acestui tânăr nu se oprește aici, ea continuă mai departe. El nu doar că e obraznic cu tatălui, de un tupeu rar, nu doar că fuge printre păgâni, într-o țară îndepărtată, nu doar că rămâne fără avere, nu doar că ajunge să depindă de un netăiat împrejur, dar ca semn a ruinării lui totale, ajunge, auziți, să păzească porcii acelui străin. Spuneam mai devreme că porcii pentru evrei erau simbolul animalelor necurate. Dacă se poate pune pe ecran Levitic 11 cu versetul 7. Și o să vedeți cum priveau evrei o asemenea situație. Și totodată astfel de animale erau cele mai detestate de evrei. Un evreu devenea automat necurat intrând în tangență cu un astfel de animal. Deci, surprinzător, tânărul nostru ajunge în cel mai de jos stadiu de umilință posibilă și ajunge să coboare atât de jos că nu se putea să ajungă mai ridicol de atât. Starea tânărului nostru din pildă se agravase așa de mult încât la disperare, auziți ce spune pilda, ar fi dorit mult să se sature cu ce? Cu roșcovele ce le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. A ajuns mai prejos decât niște animale necurate. Porcii aveau ce mânca, în schimb el, nu! A ajuns, interesant, parcă nici nu ne place să spunem la biserică așa ceva, dar e realitatea textului din această seară. A ajuns să-și dorească, oameni buni, mâncarea porcilor. Și nici măcar la ea n-avea acces, atât de jos de căzuse. Apropo, în vremea de atunci, se spune că existau două feluri de roșcove. Erau roșcovele Shami și roșcovele Bari. Roșcovele Shami erau folosite de oameni, erau comestibile, erau ca un fel de mure. În schimb, roșcovele Bari erau foarte mici, necomestibile, foarte amare, care se făceau într-un tufiș uscat și care le mâncau animalele. Textul din această seară, pilda noastră, nu face referire la primul tip de roșcove, la roșcovele Shami, ci la ultimul tip de roșcove, la roșcovele Bari. La roșcovele acelea mare, necomestibile, grețoase, la care aveau acces animalele. Și el zice, măcar astea să le mănânc. Dar nici măcar la ele n-am acces. Pentru că trebuia stăpânul la care era angajat să-și dea acordul. Astfel a decăzut mai jos decât un animal considerat necurat de către evrei. Finalul pasajului redă declarația tatălui despre băiat și spune, acest fiu al meu era. Vedeți, noi de multe ori am citit versetul ăsta în Scriptură și ne-am frământat mintea, Doamne, cum era mor și a înviat, pierdut și a fost găsit? Fără poate să înțelegem sensul versetelor anterioare, la ce făcea cu adevărat referire pilda. Ce însemna oare a fi mort? Ce însemna oare a fi pierdut în vremea de atunci? Una din scrierele evreiești a vremii respective era Midrașul. În Midraș se face referire la actul tăierii. Când cineva în vremea respectivă se făcea vinovat, ca băiatul din pilda noastră, cel față de care se făcea vinovat împreună cu familia lui, cu vecinii, cu prietenii, ieșeau în mijlocul străzii, în zona celui vinovat și acolo se lua un vas de lut și vasul acela de lut era făcut sândăr. Și cel față de care s-a produs vina, în timp ce spărgea vasul acela de lut, rostea următoarele cuvinte,
De acum înainte, vă citesc, acest om este mort față de mine și față de ceilalți prezenți și este socotit pierdut. Cel tăiat, prin actul acesta al tăierii, chiar dacă era încă în viață din punct de vedere fizic, era considerat mort și pierdut din punct de vedere social și spiritual. Și istoria ne spune că foarte rar o astfel de persoană mai era reabilitată. Și se putea face asta doar dacă cel față de care s-a greșit și care rostea sentința era de acord cu reabilitarea. În cazul nostru, cel care trebuia să fie de acord cu această reabilitare este tatăl față de care se greșise. Iată, dragii mei, cât de tragică este depărtarea de acest tată, adică de Dumnezeu. Și cât de amenitor este păcatul. La început la rău, michiduță, diavolul, îți promite prosperitate reușită, las că o să ai un viitor altfel, avere, independență, libertate ce n-a avut până acum, prieteni, anturaje, plăceri, distracție, la urmă suferi tu, suferă familia ta, suferă comunitatea, suferă cei dragi ție, tot suferă. Și diavolul, ascultă-mă, e în stare să te ducă de la avea la lipsuri. Diavolul e în stare să te ducă de la lipsuri la ridicol. Diavolul e în stare să te ducă de la ridicol la disperare. Și de la disperare, diavolul știu unde vrea să te ducă. La distrugere. Adică spiritual vorbind, la moarte spirituală. Să ajungi din punct de vedere spiritual mort. Însă ferice că povestea acestui tânăr de viață nu se încheie aici. Știți, e un happy end, un sfârșit fericit de poveste. Biblia spune, acest tânăr și-a venit în fire, echivalentul trezirii la realitate. Venirea în fire e echivalentul activării conștiinței, iar conștiința este glasul lui Dumnezeu din om. El devenise sensibil și a zis, trebuie să mă întorc în grabă acasă, la tatăl meu. Acolo am avut cândva belșug de pâine, până și argații din casa tatălui, adică slugile, o duc mult mai bine, mult mai grozav, mult mai excelent decât o duc eu aici. De mine-i vai și amar. Și uitați-vă cum zice el, venindu-și în fire, a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce unde? Înapoi la tatăl meu. De ce înapoi la tata? De ce în altă direcție? Pentru că înapoi la tatălui a avut tot ce-i trebuia. Înapoi la tatăl lui, acolo la tatăl n-a dus lipsă niciodată. Tatăl a îngrijit de binele lui. De ce înapoi la tatăl? Pentru că și servitorii din casă erau binecuvântați. Și cum să nu fie bine la tata acasă? La tatăl se bucura de apartenența de fiu. La tatăl se bucura de prețuire din partea tatălui. La tatăl se bucura de pâine. La tatăl se bucura de binecuvântări. Oameni buni, acest tată care este Dumnezeu n-a dezamăgit pe nimeni și nu dezamăgește pe nimeni niciodată. Se pune totuși întrebarea, mai poate un astfel de fiu să fie reabilitat de tatălui? Mai poate el să fie primit înapoi, că el care a făcut atâta rușine tatălui său? Cine mai poate ierta pe un astfel de băiat? Cine mai poate oferi îndurare și har și să îl reabiliteze, să îl repună în drepturi? Cine oare? O va face acest tată oare? Îl va reabilita? Și da, să știți, acest tată îl primește cu drag. L-a așteptat așa de mult timp. A avut atâta răbdare cu el. L-a primit cu așa mare bucurie, fără nici măcar un reproș. Nu i-a dat conuia.
N-a trimis un cancer peste el, n-a zis, cum vine fiul ăsta al meu spre casă, trimit un trăsnet. Păi el să mă facă în halul ăsta de rușine, să-și bată joc de resursele ce le-am dat, de tinerețea lui. Las că o să-l învăț eu minte. Nu, nu! A venit fiul înapoi, venindu-și în fire, trezindu-se la realitate. Și tatăl îl primește așa cum a venit. Un tată excepțional. Oare care sunt lecțiile de viață pentru noi în seara asta din această pildă din Luca 15? Știți că sunt trei lecții de viață ce le desprindem de aici? Prima dintre ele este următoarea. Cât de mult ne iubește Dumnezeu chiar și atunci când noi greșim. Asta nu înseamnă că Dumnezeu încurajează greșeala noastră, persistarea cuiva în păcat. Însă chiar dacă te-ai îndepărtat de Dumnezeu, tânără sau tânărule, sau poate cineva care ne ascultă pe internet în seara aceasta, Dumnezeu nu-i de acord cu păcatul, însă chiar dacă cineva s-a îndepărtat de el păcătuind, Dumnezeu te iubește. Asta e prima lecție din pilda din această seară. Cât de mult ne iubește Dumnezeu chiar și atunci când noi greșim. Observați un detaliu foarte important. În loc ca fiul să alerge spre tatăl după ce și-a venit în fire, spune că tatăl a alergat spre fiu. Și citeam undeva într-un comentariu că era un lucru rușinos, ba chiar ieșit din comun, ca în vremea respectivă un tată sau un om înaintat în vârstă să alerge spre băiatul lui. Iar tatăl nostru din această pildă ajunge să nu-i pese de tradiția vremii. Trece peste învățătura tradiției, ignoră regulile respective. Ba mai mult, acest tată, când ajunge în preajma fiului, cade pe grumazul lui, îl îmbrățișează, l-a sărutat mult. Sărutarea tatălui era semnul acceptării, o acceptare fără nicio condiție, o acceptare deplină, o acceptare totală. Apoi ne spune Biblia, l-a îmbrăcat în haina cea mai bună, era haina de sărbătoare oferită de acest tată pentru băiatul lui. Era semnul prin care ceilalți trebuiau să știe, acest fiu a fost iertat. Și-a acceptat din nou în familie. Ba mai mult, acest tată, interesant, auziți, îi pune un inel în deget fiului său. Apropo, inelul acesta din vremea respectivă purta pecetea familiei. Orice act de vânzare, cumpărare era validat cu pecetea acestui inel în vremea de atunci. Punerea inelului în deget crea dreptul de acces, dacă ar fi să vorbim în termeni actuali, la contul de la banca al familiei. Respectivul primea autoritate și acces la proprietatea familiei, ceva ce era uimitor. Nu că îi se năzărește cuiva astăzi așa în minte, bă, dacă fiul lui risipitor i s-a pus un inel în deget, bă, ce ar fi să, nu mă refer la inelul de căsătorie sau de logodnă, nu, nu. Sunt unii care se trezesc așa, citesc pilda asta fără să o interpretez, fără să o înțeleg. Mă, ce-ar fi să-mi pun și eu un inel, două, trei, fără să știe sensul și semnificația inelului din vremea de atunci. Păi astăzi, dacă îți pui un inel în deget, ai acces la contul de la bancă a tatălui tău sau a mamei tale. Prin inelul care și-l pune cineva într-un deget, primește mai multă autoritate și acces la proprietatea familiei. Nici vorbă de așa ceva. Și pilda continuă. Zice că tatăl acesta i-a pus și sandale în picioare. Numai oamenii liberi purtau sandale în vremea de atunci. Servitorii, sclavii, umblau adesea desculți. Și picioarele lor erau pline de praf. Dar oamenii liberi erau încălțați. Oferindu-i sandale fiului său, care cândva era departe de tatăl, pierdut în lumea largă,
venindu-și în fire, venind înapoi, tatăl îi oferă sandale pe lângă haina cea mai bună și pe lângă inelul din dege și pe lângă toate celelalte. Tatăl vrea să arate în fața tuturor că acest fiu pierdut al lui este reabilitat la poziția inițială de fiu, nu de slugă. Dar aici vreau să deschid o paranteză. Da, l-a reabilitat ca fiu, nu ca slugă. Dar nu găsim nicăieri în pildă spunându-se că i-a mai dat odată moștenirea înapoi. Știți ce a spus băiatului său mai mare? Tatăl, tot ce este al meu este? Apropo de ce spun asta, cunosc pe cineva și cunosc destul de bine. A crescut undeva într-o biserică de la noi din țară. A și slujit prin cântare o perioadă de timp. Și apoi a avut niște momente așa de rătăcire, de slăbiciune. La un moment dat, undeva de pe un pot, s-a aruncat într-o apă, fără să se uite înainte cât de adâncă este apa respectivă. Și cum e zona aceea în care el sare într-o zi de vară să se scalde. Și sărind de pe pod în cap, i s-a fracturat coloana și a rămas în cărucior cu rotile. Trecând o perioadă mai lungă de timp, tânărul ăsta și-a venit în fire, s-a trezit la realitate. O zis, bă, era mai bine în biserică, era mai bine cu Dumnezeu, era mai bine cu frații de la adunare, era mai bine cu Biblia, cu viața de rugăciune. S-a întors, e în biserică și la ora asta, dar a rămas în căruciorul cu rotile. Dumnezeu n-a promis nimănui că îi va vindeca plămânii dacă a fumat 3 pachete de țigări pe zi. Dar dacă omul ăla vine sincer la Dumnezeu și spune, Doamne, capitulez înaintea Ta, mă prăbușesc înaintea Ta, Te rog, primește-mă, iartă-mă, Dumnezeu îl iartă și îl mântuiește. Dar asta nu înseamnă, cineva își bate joc de viață, de tinerețe, de sănătate și apoi venim la Dumnezeu și la pachet cu mântuirea. Dumnezeu e obligat să ne dea și sănătate și proprietățile pierdute și nu știu ce afaceri eșuate. Apoi auziți cum se încheie pilda. Urmează o spățu. Vițelul cel îngrășat se taie la ordinul tatălui. Și acum auziți, știți de ce s-a tăiat vițelul? Doar când era câte un eveniment important, o sărbătoare, se tăia vițelul cel îngrășat, la care participa toată comunitatea. Spuneam că reabilitarea putea să fie făcută doar de cel care dădea sentința la actul tăierii, în cazul nostru de către tatăl. Și dacă cei vecinii, prietenii, cei din familie au participat la actul tăierii, la sărbătoare, când a fost reabilitat fiul, trebuiau să participe și ei din nou. Și se făcea asta, tăindu-se vițelul îngrășat, doar într-o astfel de împrejurare. Ce interesant cum lucrează acest tată la reabilitarea fiului său și câtă bucurie trebuia să fie acolo. Ce sărbătoare! Pilda din seara aceasta ne învață întâi de orice cât de mult ne iubește Dumnezeu chiar și atunci când noi greșim. Știți care e a doua lecție din pilda din această seară? Cât de mult ne afectează păcatul dacă l-acceptăm în viața noastră. Da, e frumos să auzim că Dumnezeu ne iubește chiar și atunci când noi greșim. E frumos să auzim asta. Dar trebuie să mergem la al doilea adevăr a pildei, cât de mult ne afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Știți că e dreaptă vorba aceea, păcatul te duce mai departe decât? Decât crezi. Te ține mai mult decât ai vrea să rămâi, să stai. Și te costă mai mult decât ești dispus sau dispusă să plătești. Facem adesea greșeli și noi am observat, ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, unii zic până la Dumnezeu ne papă sfinții, Dumnezeu prin cerul lui, ne-a lăsat pe noi aici jos pe pământ să ne chinuim, să avem atâtea boli, cancer, boli de stomac, de plămâni, de picioare, accidente, domnule, de mașini, se întâmplă atâtea lucruri, cine știe dacă e o păsat lui Dumnezeu de noi? Și oamenii se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și vor pe deasupra o viață independentă, vor mai multe
libertate, risipesc binecuvântările ce Dumnezeu le oferă, Dumnezeu le dă sănătate și ei își fac sănătatea praf, Dumnezeu le dă bani și cheltuie banii pe lucruri de nimic, Dumnezeu le dă o familie frumoasă și își bag joc de familie și rămân copiii pe drumuri. Și dau oamenii cu piciorul în caracterul lor, care cândva a fost frumos, poate ireproșabil, și după aceea a ajuns unul găunos, hidos. Și Dumnezeu a pus în oameni, a investit abilități, talente, și oamenii dau cu talentele de pământ și cu abilitățile puse în ei de Dumnezeu. Ajungem apoi sclavii păcatului. Unii ajuns sclavii alcoolului, a fumatului, a drogurilor, a pornografiei, a minciunii, a înșelăciunii. Și zic, aș vrea să mă las, dar nu mai pot. Normal că nu mai poți. Și nu vei putea, ascultă-mă, dacă nu vei capitula în fața acestui tată despre care ți-am predicat și îți predic în seara asta. Doar El te poate ajuta să scapi. Știți că multe din marile vedete ale lumii și-au încheiat viața asta foarte, foarte prost. Iertați-mă de expresia asta. Domnilor, fost faimoși, bani mulți câștigați, case ca ei, nimeni alții. Se duceau în vacanțe de lux, unde își doreau. Și la un moment dat, el, ea, domnule, nu mai avea chef de viață, a intrat în depresie. Iau niște pastile, mă arunc de la nu știu ce etaj, mă arunc în fața mașinii, ori mai și lăsat un bilet de adio, lăsând acolo un mesaj de ți se ridică părul pe tine. Pilda din această seară ne învață și acest al doilea adevăr, cât de mult ne poate afecta păcatul dacă îl acceptăm în viața noastră. Dar ne mai învață ceva pilda din seara aceasta, cea de-a treia lecție. Cât de importantă este pocăința în urma unei căderi. Cât de importantă este pocăința în urma unei căderi. Să știi că la urma urmei nu contează cine ești, cum te cheamă, pe ce stradă locuiești, ce biserică frecventezi. Nu contează de cât timp te-ai depărtat de Dumnezeu, de Biblie, de rugăciune, de biserică. Dacă în sinceritate, în seara aceasta te apropii de Dumnezeu și vrei să scapi de păcat, și vrei să scapi de vicii, de patim, pocăința, ascultă-mă, este cheia. Nu există mai multe chei. Și una singură. Și la asta Dumnezeu ne dă acces. Se numește pocăință. După o seară ca și aceasta, un mare om al lui Dumnezeu predica Evanghelia în seara respectivă și s-a apropiat de el un tânăr și a zis, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și predicatorul s-a uitat la el și a zis, nu poți să faci nimic. Cum? Păi Dumnezeu mi-a vorbit prin predica dumneavoastră. Am fost sensibilizat. Eu vreau mântuire. S-a uitat predicatorul respectiv la el și a zis, ascultă-mă, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, pe crucea Golgotei, între cer și pământ și între doi tâlhari, a stat Fiul lui Dumnezeu cel fără de păcat, a făcut El totul ca tu să poți fi mântuit. Și eu, a zis tânărul, nu trebuie să fac nimic. Ba da, a zis predicatorul. Dar ascultă-mă, zice, tu trebuie să privești spre Cel care a stat pe crucea Golgotei și a murit pentru păcatele tale și privind spre El, să lași ca în inima ta să se nască credința în acest Fiul al lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos și să-L faci pe El mântuitor și Domn peste viața ta. Și ce dacă eu mă uit la Iisus Hristos și îl primesc în inimă, așa cum ai spus, și cred în El, voi fi mântuit? Și predicatorul i-a zis și da și nu. Mai trebuie să faci ceva. Păi ce mai trebuie să fac? Că ai zis că o făcut El tot. Ceea ce trebuie să faci tu nu ține de nu știu ce fapte care să ne facă vrednici. Credința este darul lui Dumnezeu și mântuirea nu este prin fapte ca omul să se laude,
Ca și cum ar fi făcut el ceva ca să obțină mântuirea. Mântuirea este prin har, prin credință. S-a uitat predicatorul la el în acea seară și o știi ce trebuie să mai faci? Să capitulezi în fața celui care a murit pentru păcatele tale și să spui, Doamne, m-am născut în păcat, așa m-a zămisit mama mea. Am crescut mai mare, am primit discernământ între bine și rău și, Doamne, am iubit mai mult întunericul și rău și m-am atașat mai mult de ceea ce era murdar și ticălos și am trăit în păcat. Și prăbușindu-te înaintea Lui, va trebui să te pocăiești de viața rea, păcătoasă, murdară. Dar tânărul nostru a zis, dar ce înseamnă să mă pocăiesc? Și predicatorul i-a zis, așa de simplu e și am să-ți explic în 2-3 minute. Știți că de aici avem cei 3 R de ai pocăințe? A zis acel predicator, pocăința începe din mintea omului. Când omul la nivelul minții recunoaște că s-a născut în păcat și că trăiește în păcat. Apoi, pocăința coboară la nivelul sentimentelor. Când omul la nivelul sentimentelor manifestă o stare profundă de regret, de remușcare, de părere de rău, de căință față de păcatele în care a trăit. Dar pocăința, a zis predicatorul acela, faci un pas mai departe, din minte coboară la nivelul sentimentelor și de la nivelul sentimentelor trece la nivelul voinței omului. Când omul zice, m-aș pocăi, m-aș lăsa de, a schimbat sensul drumului meu, aș fi altfel, dar nu pot. Și prăbușindu-se înaintea Creatorului, omul zice, Doamne, vreau să mă las de păcat, vreau să mă las de slăbiciuni, vreau să mă las de patim. Dă-mi, te rog, putere să renunț la păcatul din viața mea. Și s-a uitat acel tânăr la predicatorul din seara aceea și a zis, asta înseamnă să mă pocăiesc, să recunosc că-s păcătos, să regret păcatul și să iau hotărârea să renunț la păcatul din viața mea. Și predicatorul i-a zis, da, asta înseamnă pocăința. Când omul se pocăiește, îi se schimbă mintea și atitudinea cu privire la păcat și cu privire la viața care trebuie trăită împreună cu Dumnezeu. Și a zis tânărul, dacă fac asta, mă va mântui Dumnezeu? Și predicatorul, știți ce a zis? Da, te va mântui, că mântuirea e prin har, prin credință, în urma pocăinței omului de propriile păcate. Apropo, știți întâmplarea cu cei doi tineri care într-o zi s-au dus la un om al lui Dumnezeu? Fericiți când urmez la el, de numai. Fluierau pe drum, vesel, lor căutat, că aveau ei o întrebare în mintea lor. Când ar trebui să ne pocăim? Că auzise că în Biblie scrie că trebuie să se pocăiască și dacă nu se pocăiesc și mor așa, dintr-o dată se duc în iad. Și au ajuns la omul respectiv al lui Dumnezeu, ori povestie câteva lucruri și într-un final îl întreabă, zice, uite de ce te-am căutat. Dacă poți să ne spui, dumneata, ești omul lui Dumnezeu, ești cunoscut, ești simpatizat, ești, și-or continua lista, când ar trebui să ne pocăim? Și omul ăsta lui Dumnezeu le-a zis, cu 5 minute înainte să muriți, ar fi bine să vă întoarceți la Dumnezeu să vă pocăiți. Mai schimba ei câteva păreri, câteva vorbe împreună și-or pleca fericiți, glonți spre casă. Vesel de numai, fluieratul dinainte era nimic. Mă, o singură tinerețe avem, cum ziceam mai devreme. Am avut viața este înainte. Să și gândeau, așa mă gândesc în mintea mea pentru 2023, în care prim club de noapte ne duce? Care prima seară în care o să tragem o beție pe de adevăratele? Când o să ne întâlnim și noi în cercul acela și nu mai știi care a cui prietena și prietenul. Și mergeau ăștia fericiți spre casă, veseli, tot era cool, cum zice englezul. Numai că la un moment dat, în mijlocul străzii, se oprește unul dintre ei și se uită la prietenul lui și zice, mă, prietene, tu știi ce nu ne-a zis omul ăsta lui Dumnezeu când l-am căutat? Păi ce nu ne-a zis? Ce nu ne-a zis și când murim? Păi și ce-i de făcut?
Pa hai să ne întoarcem în drumul nostru, dăm fuga la omul lui Dumnezeu și îl întrebăm. Îi punem și întrebarea asta. Știe să ne spună și când vom muri? Și s-au întors la omul lui Dumnezeu. L-au căutat acasă, le-a ieșit în întâmpinare. Eu văzut că erau schimbați la față. Știți, apropo, azi e schimbarea la față. Dar nu mai erau veseli ca înainte să zâmbească, entuziaști. Erau panicați, se vedea așa o stare de teamă, de confuzie. Măi, prieteni, ce s-a întâmplat cu voi? Că ați plecat fericiți din casa mea. Păi da, zice, uite, mergeam spre casă, vorbeam între noi, ne simțeam bine, totul extraordinar. Zice, uite, prietenul ăsta meu s-a oprit brusc în plină stradă. S-a uitat la mine, m-am uitat la el și am zis, ce-i cu tine? Păi zice, tu nu știi ce? Nu ne-a zis omul lui Dumnezeu. El ne-a zis numai să ne pocăim cu 5 minute înainte de a muri. Dar nu ne-a zis când murim. Ei, noi de aia ne-am întors la dumneata. Ești omul lui Dumnezeu, poți să ne spui și când murim? Știți ce le-a zis acel om al lui Dumnezeu? Prieteni, s-ar prea putea ca ultimele 5 minute din viața voastră să fi început deja. Așa că atunci când e vorba de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, nu există un timp de amânare. Pocăința cunoaște o singură zi și ziua aceea se numește astăzi. Apropo, cu asta închei, mulți vor mântuirea tâlharului de pe cruce, dar oameni buni, vă spun ceva în această seară, tâlharul de pe cruce n-a mai avut timp să se boteze în apă, să facă ser de stăruință în vederea botezului cu Duhul Sfânt și nici nu l-a dat Hristos de pe cruce jos. Că unii zic, Domnule, ne-o mântui și pe noi Dumnezeu ca pe tâlharul de pe cruce. Știți ce le spun la ăștia? Dacă vreți mântuirea tâlharului de pe cruce, ar trebui să stați și voi pentru păcatele săvârșite pe cruce, măcar vreo câteva ceasuri și Hristos să se uite la voi, să spună astăzi, veți fi cu mine în rai, dar să rămâi pe cruce în continuare. Ăsta nu a mai avut timp să se boteze. Timpul lui a fost doar să se căiască, să se bocăiască și s-a uitat la celălalt tâlhar și a zis, noi suntem vinovași, noi suntem vrednici să pățim una ca asta, dar nu te temi tu de Dumnezeu că ăsta din mijloc n-a făcut niciun rău. Și totuși, eu uit aici lângă noi, pe cruce, în mijloc. Da, să nu luăm așa scriptura foarte ieftin, domnule, cu tare s-o mântui și el ca tâlharul. Biblia zice, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ai libertate, vii la biserică, ai o biserică în care să te aduni, să te închini lui Dumnezeu, s-a născut în tine credința, te-ai pocăit de păcatele tale. Ai și o anumită vârstă, pe ce mai amâi? Să zici, mă, eu n-am nevoie de botez în apă, las că mă mântui Dumnezeu. În seara asta Dumnezeu ne-a vorbit. Cât de mult ne iubește El chiar și atunci când noi greșim. Cât de mult ne afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Și cât de importantă este pocăința atunci când cineva cade din punct de vedere spiritual. Pocăința este soluția și cine se întoarce la Dumnezeu cu credință și pocăință este primit de El și este reabilitat. Doamne ajută-ne să fi înțeles mesajul și să facem ceea ce ține de noi. Și vă asigur ceva acum înainte să zic amin. Dumnezeu va face tot ce ține de El. Și va fi bine. Amin.